Este alertă în spitale din cauza numărului tot mai mare de pacienți diagnosticați cu tuse convulsivă, așa numită tuse măgărească. În doar 4 luni avem deja de 7 ori mai multe cazuri decât situația din anul trecut, iar copiii sunt printre cei mai vulnerabili la această amenințare. Din totalul de îmbolnăviri, aproape un sfert s-au înregistrat doar în județul Timiș. Ne-am și panicat, tocmai de aia am și zis, am sunat la salvare. Andreea a trecut prin clipe de panică atunci când a observat că fiul ei tușește puternic și respiră tot mai greu. A descoperit la spital că e vorba de tuse convulsivă, o infecție respiratorie severă. De o zi jumate a început cu tusa asta foarte... ne-am panicat și azi dimineață chiar a început cu o tusă de nu se mai putea opri. Și ați venit de urgență la medic. Da, am venit deoarece îmi face și febră. Noi am găsit-o pe holurile spitalului de copii lui Țurcanu din Timișoara. S-a și înroșit foarte tare în față și nu reușeam nici cum. Apare în colectivități în care Bordetella pertussis, un agent microbian agresiv, ajunge, în special din cauza populației nevaccinate. Rata de vaccinare a scăzut și în județul Timiș și în România sub 80%. Copiii sunt printre cei mai vulnerabili. Medicii din Timișoara spun că numărul pacienților minori e cel mai mare din ultimii 20 de ani. De la începutul anului până acum s-au înregistrat 112 cazuri la nivel național, dintre care 22 doar în județul Timiș. Anul trecut au fost 16 în toată țara. Conjugat vom avea probabil una sau două epidemii. Abia am scăpat de cea de gripă, a venit cea de rujeolă, acum numărul de cazuri mari de tuse convulsivă. Au avut rujeolă o săptămână de zile. Și după ce a trecut, a rămas cu vomitături și cu febră. Această mamă este din Arad și de câteva zile este internată cu băiețelul la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara. Tușește, se învinețește și limba în gură și îți dă și ochii peste cap. V-ați speriat? Da, da. Da. A mai avut vreodată tuse convulsivă? Nu. Perioada de contagiozitate este între 7 și 10 zile, boala în sine durează între 2 și 4 săptămâni, iar perioada de convalescență merge până la 8 săptămâni. La nivel european, între ianuarie și martie s-au înregistrat 32.000 de cazuri de tuse convulsivă. Un drum de câteva minute s-a transformat într-un coșmar pentru o familie din Craiova. Părinții unei fetițe în vârstă de 9 ani au rămas blocați în trafic chiar în timp ce o duceau pe micuță la urgențe. Pentru că fata se simțea foarte rău, familia încerca să facă slalom printre mașini, însă în scurt timp s-a creat un adevărat ambuteiaj. De unde a venit salvarea copilei? Vedeți acum. Părinții fetiței au încercat din răsputeri să depășească mașinile din această intersecție, însă nu au reușit. Claxoanele puternice, ambuteiajul și agitația din zonă i-au făcut pe cei doi polițiști să intervină imediat. Ionuț și Andrei se întorceau dintr-o misiune. Am observat o mașină pe avarii, în față mai era încă o mașină oprită și am crezut că este vorba despre un accident. Am mers acolo să vedem despre ce e vorba și am observat o doamnă care ținea o fetiță în brațe, era rău fetiței, vomita. Pentru că traficul era blocat, tinerii agenți s-au oferit să ducă familia speriată la spital, chiar cu mașina poliției. Tind să cred că ajungea mult, mult mai târziu la spital. Situația fetiței se putea agrava și noi, având sirena și girofarele pornite, ne-am putut strecura, să zic așa, printre mașinile care erau în trafic. În doar 5 minute, fetița a ajuns pe mâinile medicilor. Ajutoarele ei, Ionuț și Andrei, au 31, respectiv 26 de ani și lucrează în poliție de 7 ani. Primul instinct, atunci când am văzut-o pe fetiță și pe mamă, a fost acela de a merge să-i ajutăm. Am și eu un copil de 3 ani și știu ce înseamnă ca să ai un copil bolnav. Mi se pare că copiii sunt foarte predispuși, să zic așa, la a fi victime și mă sensibilizează mai mult decât persoanele adulte. Cât despre copila bolnavă, aceasta trece acum prin mai multe investigații medicale. Alimentele românești ar putea fi mai ieftine. Pentru a tempera prețurile, Ministerul Agriculturii vrea să extindă lista alimentelor plafonate la toate produsele procesate în România. Dar retailerii nu văd cu ochi bune această măsură. Lista cu cele 17 alimente de bază care au acum adaosul comercial plafonat ar putea fi extinsă la toate produsele procesate în România. Anunțul a venit chiar din partea Ministrului Agriculturii, care are în plan să limiteze adaosul la toate produsele procesate în țara noastră. Doar că etichetele îi cam bulversează pe cumpărători, care nu știu dacă produsul pe care îl cumpără e 100% românesc. Produs în România. Scrie. Origine costă porc din UE.
Da. Nu e România. Nu este România. Sau este? Sau nu e, carnea luată din UE și... produsă în România. Această măsură ar putea genera mai multe probleme la raft, spun retailerii, mai ales că nu e foarte clar ce înseamnă produs românesc. Cum catalogăm noi un produs care, și dădeam exemplu, laptele din Ungaria, ambalajul e din Polonia și noi le asamblăm în România, într-o fabricuță. Ăla e produs românesc? Păi noi ajutăm acum românul? Nu puține sunt produsele la care întâlnim această dilemă. Această pungă de orez este ambalată în România și vedem și steagul țării aici, dar dacă ne uităm la originea materiei prime, vom vedea că aceasta este din afara Uniunii Europene. Cu toate acestea, ministrul agriculturii e convins că plafonarea tuturor produselor autohtone ne-ar mai salva bugetul și așa sărăcit. Există o practică comercială neloială, astfel încât vedem produse românești cu adaus comercial foarte mare, iar produsele care vin din import au un adaus comercial foarte mic. Să nu ne trezim că ne dispar de pe rafturile magazinelor produsele românești, tocmai din cauza asta, pentru că unii retaileri o să aleagă să aducă aceleași produse din import, din țările lor de origine. Și ne trezim că nu mai sunt acceptați pe raft. Și o parte dintre producători se tem că măsura ar putea să îi îngroape pe fermieri. Presiunea va merge de sus în jos până la producătorul de materie primă, ca și întotdeauna, și va fi o presiune pe preț, să scadă prețul. O primă variantă a legii propusă de ministrul agriculturii ar putea fi publicată în toamnă, când va începe noua sesiune parlamentară. Peste 1,5 milioane dintre angajații români ar putea avea salarii mai mici din luna iulie. Guvernul pregătește eliminarea măsurii prin care 200 de lei din salariu sunt neimpozabili, așa încât veniturile ar putea să scadă. În același timp, la nivelul decidenților, se discută despre reducerea taxării pe muncă, iar specialiștii în economie atrag atenția că mai bine de jumătate din an muncim doar pentru stat. Ceva ar trebui schimbat, pentru că sunt foarte mari taxele. Peste 1,5 milioane dintre angajații români care muncesc pe salariul minim ar putea pierde scutirea de impozit a celor 200 de lei. Guvernul ia în calcul această variantă fără a avea încă pe masă o formă finală pentru o eventuală majorare a salariilor. În lipsa unui plan concret discutat în coaliție și agreat de patronate, angajații riscă să primească salarii mai mici cu 100 de lei. Dintr-un salariu minim nu rămânem că plătești utilități și tot se duce mai mult de jumătate. Oamenii sunt nemulțumiți, mai ales de faptul că din salariile lor, 10% merg către sănătate, deși sistemul nu le oferă prea multe opțiuni. Prea multe taxe și, uite, eu tocmai vin de la spital și degeaba avem asigurare medicală, că tot în privat ne tratăm. Specialiștii spun că autoritățile ar trebui să țină cont și de componența socială a salariului minim. Ce aș face eu? Aș lua în serios în discuție eliminarea totală a impozitului de 10% pe tot salariul minim și nu doar pe suma aceea de 200 de lei. Astfel că în spațiul public a fost reluată discuția privind reducerea taxării pe muncă. Coaliția de guvernare lucrează la trei variante care sunt în analiză la Ministerul Muncii și cel al Finanțelor. Prima variantă este cea a impozitului progresiv, doar că liberalii se opun în coaliția de guvernare. A doua variantă este cea a introducerii unui impozit pe venitul global, denumit și impozit pe gospodărie. Iar cea de-a treia variantă discutată în coaliția de guvernare reprezintă cea a deducerilor fiscale pentru anumite categorii sociale. Din cele 12 luni ale anului, 7 luni muncim doar pentru stat, pentru plata taxelor și a impozitelor, mai ales dacă adăugăm și TVA-ul sau taxele locale. Abia după, angajații muncesc pentru ei. Că undeva prin luna iulie către final în România ajungem să fim liberi din punct de vedere fiscal. În acest moment, salariul minim este de 3.300 de lei brut. Din această sumă, acum 200 de lei sunt neimpozabili. Apoi 25% reprezintă asigurările sociale, 10% contribuția la sănătate, iar pentru impozitul pe venit se reține tot 10%. În final, angajatul primește doar 2.079 de lei. Autoritățile discută cu mediul de afaceri dacă salariul minim va fi majorat la 3.700 de lei brut și când se poate aplica acest lucru.
În 2024, nu toate hotelurile din România oferă servicii de bază, precum accesul la internet sau un loc de parcare. Ofertele all-inclusiv sunt și ele o raritate. Nu doar 24 de hoteluri din peste 700 pot face acest lucru. Însă antreprenorii români se chinuie să recupereze terenul față de vecinii bulgari la capitolul piscine. Turiștii vor să se bucure de bazine cu temperatură controlată, chiar și în vârf de sezon. Cât de importantă este o astfel de piscină? Cu siguranță face diferența. Suntem în Năvodari, o stațiune care atrage tot mai mulți turiști. Aici descoperim o piscină Infinity cu o priveliște de vis. Is it better to have a pool? Yes, definitely. England doesn't have any sun or pools. Managerii hotelului estimează că piscina va fi plină chiar și în vârf de sezon. Chiar dacă au marea aproape, optează să rămână la piscină. Chiar dacă, deoarece marea nu este întotdeauna atât de curată și limpede și cu asemenea viu. Ne mutăm în Mamaia, unde 36 de hoteluri au investit în piscine. Acestea reprezintă un soi de asigurare pentru unii turiști. Dacă marea nu are temperatura potrivită, distracția nu e totuși anulată. Piscina este extrem de importantă, în special în aceste capete de sezon, când temperatura apei mării nu este foarte ridicată. Pot să vă spun că piscina noastră, care are și sistem de încălzire, reprezintă principala atracție pentru turiști. Piscina este un factor important în alegerea hotelului sau unității de cazare când vine vorba de sejururi pe litoral. Foarte mulți dintre turiști preferă aceste unități de cazare, că vorbim de hoteluri, pensiuni sau chiar apartamente care au acces la piscine. Din 768 de unități de cazare aflate în oferta celei mai mari agenții de turism, doar 233 au piscină. 46, adică nici măcar 10% din total, oferă servicii all-inclusive. Culmea e că în anul 2024, pe litoralul românesc, nu toate hotelurile se laudă cu internet. Nici parcarea nu e un serviciu de la sine înțeles, deși cei mai mulți turiști vin cu mașina. Pepenii de Dăbuleni vor întârzia cel puțin 2 săptămâni, spun fermierii din zonă. Recolta este dată peste cap de vremea capricioasă, care afectează și calitatea lubeniței. Și asta înseamnă că prețul s-ar putea să scadă la producător. Nu e tocmai un motiv de bucurie, pentru că tariful final este dictat de intermediari. Uitați aici cum este de bătută. Ia uitați. Deci nițel făcută. Acest bărbat a investit 100.000 de lei în cele 4 hectare cultivate cu pepene verde, însă grindina i-a distrus aproape 80% din recoltă. Le-a luat la sapă, iar din nou cu personal plătit. Pe urmă trebuie iar să le ajutăm cu îngrășăminte. Pe mine m-a prins aici ploaia. De 10 ori ne-a luat în reprize piatra. În mod normal ar fi trebuit să recolteze pepenii la sfârșitul lunii iunie. Acum o să ne ducem la iulie până pe 10 august, așa, ca să ieșim cu ele. Întârzierea și calitatea mai slabă se traduc în prețuri mai mici în câmp. Anul trecut aici așa am prins după loc la 25, 20-25, da, 2,50 kg. Da, acum 0,50. Așa se dau de aici. Nu e rentabil, că e investiție mare și te pui cu natura. Pagubele sunt uriașe și pentru acest fermier revoltat, că în Dăbuleni nu există sisteme antigrindină care să-i protejeze suprafața de 1,5 hectare. Sunt lovite deja, sunt făcute păzdări. Hai. Toată munca, uitați. Uitați cum sunt. Nu avem ce să mai recuperăm de aici. După 1 de iulie ieșim noi acum cum suntem. Ieșeam într-o lună de zi, dacă nu bătea, ieșeam. Cred că de la anul, dacă ne ține așa cu ploi și cu grindină, nu se mai merită. Peste 700 de hectare cu pepeni verzi și galben sunt cultivate la Dăbuleni, în timp ce în Dolj sunt circa 3.000 de hectare. În total, țara noastră produce peste 170.000 de tone de pepeni. Banca Mondială vrea să ne scoată carnea de vită din, și lactatele din meniu. Ca să poată face acest lucru, organizația se gândește la o scumpire a acestor produse. Motivul? Fermele de vaci poluează mult prea mult. În schimb, prețul cărnii de pui și costul legumelor ar urma să scadă. Asta mai cu carne, așa? Așa, da.
63 de lei. Deja carnea de vită a devenit un lux pentru mulți români. Puțini își permit să dea 40 de lei pe un kilogram de carne roșie, așa că aleg să o consume doar la ocazii speciale. Am luat pensia. Și îmi permit acum și după aia pauză. Planul Băncii Mondiale este să nu mai sprijine financiar crescătorii de bovine, ceea ce va duce inevitabil la prețuri mai mari. În schimb, oamenii vor fi încurajați să consume carnea de pui, care dăunează mult mai puțin mediului înconjurător. Atâta ne mai trebuie, că încolo le avem pe toate bune. Conform INSS, carnea de vită s-a scumpit cu aproape 10% în ultimul an. Creșterea de preț a afectat dieta românilor, care au început să cumpere tot mai rar carne roșie. Tot concret, acum un român mănâncă într-un an 5 kg, cu jumătate de kilogram mai puțin față de anul precedent. Dar propunerea Băncii Mondiale se aplică și pentru lactate. Laptele și brânzeturile ar urma să fie și ele mai scumpe. În schimb, prețul puiului ar urma să scadă. Cred că este o măsură nepregătită, pentru că ar pune în pericol foarte mulți fermieri. Nu este o măsură simplu de luat, este o măsură foarte complicată, care mai mult ca sigur că va crea mari conflicte la nivel mondial din acest punct de vedere. Vaca a devenit dintr-o dată un mare poluator. Acum este gluma cu cercetătorii britanici, dar cred că tot cercetătorii britanici au stabilit că vaca poluează. Prin această măsură se dorește reducerea poluării. Spre exemplu, fermele de vaci din Uniunea Europeană produc mai multe gaze cu efect de seră decât toate mașinile și furgonetele la un loc. Mai exact, vorbim de 700 de milioane de tone de dioxid de carbon. Tot ce înseamnă bălegarul, rezultat, care nu prea mai este prelucrat, fermierii nu mai preiau acest bălegar fertil pentru a-l împrăștia pe câmp. Și de ce? Pentru că folosesc în exces chimicale. Dacă propunerea se va concretiza, ar fi o lovitură fatală pentru crescătorii de bovine din țara noastră. Și așa, în ultimele decenii, efectivele au scăzut dramatic, de la 6,5 milioane de capete în 1989 la 1,8 milioane acum, mult prea puțin pentru a acoperi consumul intern. 70% din carnea de vită vine de peste hotare. Sunt sate întregi în care nu mai găsești o vacă, sau sate întregi în care mai este unul, doi crescători de animale, în condițiile în care, în urmă cu 20-30 de ani, aproape că nu există casă în care să nu fie o vacă, două. Dintre toate țările membre UE, Franța are cel mai mare număr de bovine din Uniunea Europeană, de aproape 10 ori mai multe decât România. Cu o lună înainte de bacalaureat, liceenii care vor să fie siguri că trec examenul caută metode ca să rețină materia cât mai bine și mai repede. Așa se face că au explodat pe internet și aplicațiile pentru bac. Aici tinerii pot citi sau asculta comentarii deja făcute din opere literare sau pot exersa la celelalte materii prin teste grilă și hărți interactive. Buchisesc manualele abia când se apropie examenele. Cam așa spun că învață mulți dintre tinerii ce vor susține peste o lună bacalaureatul. Au luat meditații și o mai fac și pe ultima sută de metri, dar se pregătesc și pe cont propriu, pe internet. Are acolo tot, gen toate lecțiile video. Și după aia mă descurc cel mai bine. Cum ți se pare ție să ai o astfel de aplicație? Super bună. E cea mai folosită, pentru că nu prea mai citesc, nu mai am răbdarea asta. Și așa am dat drumul la ascult și aia a fost. Și mai rețin mai ușor așa. De obicei când mă trezesc dimineața, ascultă melodia și mi-intră mai repede în cap. Este mult mai atractiv așa. Andreea și-a descărcat pe telefon, încă de când a început clasa a 12-a, mai multe aplicații care o ajută să învețe. Dă eseu pur și simplu și îl mai repet. Îl citești sau îl ascult? Da. Îl citești sau îl ascult, depinde de ce am chef în ziua respectivă. Cât de des folosești tu aplicații? De fiecare dată când învăț. Pentru mulți elevi, astfel de aplicații sunt de ajutor. La română îți explică subiectul 3, adică îți dă toate eseurile deja făcute și tu doar trebuie să le înveți pentru a bac. După ce și-au descărcat aplicația, elevii de clasa a 12-a trebuie să se hotărască la ce materie vor să repete. Spre exemplu, limba și literatura română. Alegem genul epic, romanul Ion de Liviu Rebreanu. Aplicația ne oferă date despre opera atât în scris cât și audio, dar și video. Astfel de aplicații oferă sprijin la toate materiile. Mai ales la geografie. Sunt acolo, efectiv, toate materialele de care avem nevoie pentru bac. Hărți, exerciții. La logică mă ajută. Astfel de chestionare sunt mai ușor de reținut anumite lucruri. Putem încerca tot felul de tehnici, atâta timp cât finalul este acela să ajungem să învățăm. Contează foarte mult obiectivul.
calea prin care ajungem la acest obiectiv nu mai este atât de importantă. Examenul de bacalaureat începe pe 17 iunie cu proba orală la limba română. Primele rezultate vor fi afișate pe 8 iulie. Legătura dintre modă și film este una complexă, chiar mai complexă decât ne-am imagina. Și ne-o demonstrează Moris Munteanu, care organizează la Iași zilele acestea o expoziție unică în țară. Filmul, muzica, fotografia și costumele se reunesc într-o experiență specială. Suntem la Baia Turcească din Iași, un monument istoric devenit scena unei expoziții speciale. E vorba de o expoziție intitulată Fashion and Film, cu o selecție atentă curatoriată. Practic sunt trei spații, trei încăperi. Am gândit o serie de dialoguri imaginare între filme. În cea de-a doua e o selecție de imagini curatoriate de Domnica și de mine cu intervenție graffiti realizate de Pulsar, scenografia Velica Panduru. Și spațiul nostru preferat, da, este vorba de un colaj de imagini care nouă ni se din par superbe, preferate, exact, care ne-au marcat de-a lungul timpului. Realizat împreună cu prietenii noștri de la Foarfeca Studio. Mai multe modalități de expresie artistică se reunesc grație celor doi curatori. Costumele pentru noi sunt foarte importante, cred că numai pentru noi, ci pentru toți privitorii, pentru că ele sunt cele care aduc emoție împreună cu restul filmului. Expoziția face parte din cadrul evenimentului Romanian Creative Week. Ceea ce ne-am propus noi este să demonstrăm că cei din lumea modei românești, oamenii care au meserii în lumea modei românești, sunt capabili să se exprime și în alte zone de expresie artistică. Spectatorii au parte de muzică, proiecții, fotografii, dar și costume. Muzica mi-a plăcut foarte, foarte mult. E de așa un vibe foarte... anii 80. Romanian Creative Week cred că este evenimentul cel mai așteptat. A existat și o comunitate care a venit din zona de fashion în zona de arte vizuale la Baia Turcească, care ne-a uimit. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție, dar vă aștept diseară de la ora 18 la principalul jurnal al zilei. Toate bune, pe curând! Astăzi vremea se va încălzi în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate în Transilvania, Maramureș, Moldova, precum și în zonele montane, unde local vor fi averse însoțite izolat de descărcări electrice. Pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat și izolat vor fi condiții de grindină. În restul teritoriului, astfel de fenomene se vor semnala doar pe arii restrânse. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în regiunile estice. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 26 de grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi variabil cu înnorări accentuate. Se vor înregistra 21 de grade în Târgoviște, la fel și în Slobozia. În Transilvania cerul va fi predominant înnorat. Pe alocuri vor fi ploi cu descărcări electrice. Temperaturile maxime ajung la 21 de grade în Brașov, 22 de grade în Sibiu. În Moldova avem parte de vreme închisă cu ploi. Termometrele vor indica ca 24 de grade în Galați, 20 de grade în Piatra Neamț. În vestul țării, cerul va fi variabil cu înnorări temporare. Maximele ajung la 22 de grade în Reșița și 27 de grade în Timișoara. În Oltenia, cerul va fi mai mult senin. Mercurul din termometre ajunge la 24 de grade în Craiova, 25 de grade în Slatina. În Dobrogea, temperaturile sunt în ușoară creștere, dar meteorologii anunță ploi pe arii restrânse. Se vor înregistra 17 grade în Constanța, la fel și în Mangalia. În capitală, vremea se va încălzi. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 24 de grade. La noapte, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 12 grade. Mâine avem parte de vreme caldă și însorită. Temperatura maximă va fi de 26 de grade.
La munte, vremea se va încălzi, cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate pe parcursul zilei, când local vor fi averse și descărcări electrice. Pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat și izolat vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat. Vor fi 19 grade la stâna de vale. Pe litoral, vremea va fi schimbătoare ca aspect și răcoroasă pentru această dată. Cerul va fi variabil, temporar mai noros ziua când sunt condiții de ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperaturile maxime vor fi de 15-18 grade, iar cele minime în jur de 11-13 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura apei mării va avea valori între 14 și 16 grade.